Bună ziua, drag prieten! Bine ai venit în bucătăria mea dulce! Eu sunt Anita, iar azi vom face împreună crema caramel. Este o cremă super delicioasă care o puteți folosi la torturi, prăjituri și alte deserturi. Pentru prepararea ei vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 350 de ml de smântână pentru frișcă, 100 de grame de unt cu 82% grăsime și 200 de grame de zahăr. Începem prin a carameliza zahărul. După ce zahărul s-a caramelizat, îl luăm de pe foc și adăugăm 100 de ml de smântână pentru frișcă din cele 350 de ml, iar restul o rezervăm pentru mai târziu. Punem din nou oala pe foc și amestecăm timp de 2 minute la foc mediu. După ce au trecut cele 2 minute, adăugăm untul și mai amestecăm 2 minute la foc mediu. Punem caramelul într-un vas și îl lăsăm să se răcească. Aveți grijă să nu-l faceți foarte gros, deoarece când se răcește o să se mai îngroașe. După ce caramelul s-a răcit, îl punem în bolul mixerului, turnăm smântâna pentru frișcă peste el și mixăm. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Voi urca în fiecare vineri o rețetă nouă. Dacă îți place bucătăria, te aștept cu drag în grupul meu de Facebook, Rețete Culinare Împreună, Anita Cooking. Până la următoarea rețetă, îți doresc toate cele bune. Pa, pa!